Te salut, vreau să te întreb, ai auzit de principiul care spune că dacă din postura de angajat muncești mult și faci multe lucruri și faci mai mult decât ți se cere, ți se va da mai mult? Adică tu muncești mult și șeful tău, în loc să te aprecieze, să te plătească mai mult, îți dă mai mult de lucru pentru că zice, bă, omul ăsta poate să facă mai mult, așa că dă-i mai mult. Vreau să spun o situație interesantă care mi s-a întâmplat azi dimineață. Am avut antrenament cu antrenoarea care vine acasă să mă ajute să mă ridic din pat și să fac exercițiu. Și astăzi s-a gândit ea să mă pună să fac mai multe repetări la câteva exerciții din seria de antrenamente. Și la sfârșitul antrenamentului eram pur și simplu rupt de oboseală și ea mă întreabă cum a fost antrenamentul. Și oarecum era serios, cum a fost, adică rupt de oboseală, oare cum a fost, ce zici? Și am spus, păi, au fost câteva momente în antrenament în care m-am simțit epuizat atât fizic cât și mental, adică simțeam că nu mai pot pentru că m-ai pus să fac mai multe repetări decât am făcut până acum. La care i-am zice în următor, păi perfect, înseamnă că acum știm care este limita superioară și la următorul antrenament pot să încep direct de acolo, de la limita respectivă. Și în capul meu era, fii atent, mă. Adică nu e suficient că am suferit aici și am făcut tot posibilul să reușesc să fac ceea ce mi-a cerut, am făcut mai mult decât dățile trecute, ea vine și îmi zice, no, stai liniștit că data viitoare începem de aici și mergem mai sus. Și exact în momentul respectiv am simțit acest lucru pe care îl simt angajații care spun, nu vreau să muncesc mai mult, pentru că dacă muncesc mai mult, mi se dă și mai mult. Al doilea gând care mi-a venit în minte a fost ceva de genul, Loran, ce gândire sărăcăcioasă, ce mentalitate de mediocritate, pentru că sufer în acest moment, da, m-a durut abdomenul când am făcut acele abdomene, poate m-a durut mușchii de la picior când am făcut acele genoflexiuni sau pieptul sau omărul când făceam flotările, dar suferința pe moment mă face mai puternic pe termen lung. Problema este că eu în acel moment de suferință m-am gândit doar la suferința de moment. Nu m-am gândit la plăcerea de pe termen lung, adică voi fi mai sănătos, voi arăta mai bine fizic, voi trăi mai mult, voi putea să am mai multă energie pentru fetița mea pentru că trăiesc sănătos. Nu m-am gândit la toate beneficiile pe termen lung pe care le am din suferința de moment. La fel se întâmplă în afaceri, la fel se întâmplă în carieră, la fel se întâmplă în viața financiară. De multe ori ne gândim pe termen scurt la suferința noastră, la sacrificiile noastre, dar nu ne gândim la beneficiile extraordinar de mari care vin pe termen lung. Data viitoare, din postura de angajat, dacă te gândești, nu fac mai mult pentru că mi se dă mai mult, amintește-ți de acest exemplu. Suferi pe moment. Și poate mulți nu o să înțeleagă de ce faci acest lucru, dar pe termen lung e spre binele tău. Mult succes!